Întâlnirea cu Papa Francisc rămâne un moment pe care mulți români nu îl vor uita ușor. Dar până când amintirile se vor regăsi în albumele noastre de suflet, vă propun o rubrică reporter special în care să cunoașteți câteva dintre comunitățile catolice din Moldova. Cacica, Bacău și Poiana Micului sunt locuri în care credința nezdruncinată a creat istoria acestor locuri. O istorie împreună a catolicilor din Moldova. Pe locul unde se află astăzi localitatea Cacica, în regiunea istorică Bucovina, se spune că pe la 1780 erau doar dealuri împădurite și zone mlăștinoase. Într-o zi, un sătean a observat urme de sare pe ciocul unei rațe și asta l-a făcut să creadă că în zona există zăcăminte de sare. Așa că localnicii au cerut ajutorul renumiților mineri din Polonia învecinată pentru a extrage sarea descoperită. De la rața căreia în slavonă i se spune Cacica, avea să fie denumită așezarea de oameni harnici, majoritatea lucrători la salina dată în exploatare în 1791. Veniți din provinciile Imperiului Habsburgic, mai ales din Polonia și din Galiția, muncitorii și tehnicienii, cei mai mulți de religie romano-catolică, erau asistați spiritual de preoții de la Gura Humorului. Și pentru că s-a simțit nevoia construirii unei biserici, prima capelă având hramul Sfânta Varvara, ocrotitoare a minerilor, a fost săpată în 1806, chiar în salină, la o adâncime de 25 de metri. Istoria catolicilor din zonă se scrie mai departe, odată cu sfințirea unei bisericuțe de lemn în anul 1810, prima biserică ridicată pe locul unde se află cea actuală, și astfel a luat ființă parohia romano-catolică din Cacica. La sfințirea primei biserici a fost adusă de la o biserică armeano-catolică o reproducere a icoanei miraculoase a Maicii Domnului, Madonna Neagră, din Polonia, icoană care se presupune că ar fi din secolul al XVII-lea. Încă de la bun început, acest locaș de cult ascunde această perlă care este icoana făcătoare de minuni, care s-a demonstrat încă de la bun început, de când a fost adusă, că își face datoria pe deplin Sfânta Fecioară Maria, mijlocind pentru noi oamenii, pentru noi copiii ei. Parohia Cacica ajunsese să aibă în anul 1867 un număr de 1356 de catolici de rit roman. Câțiva ani mai târziu, pe la 1900, episcopul Iosif Weber dă o nouă deschidere localității și pelerinajelor de la Cacica, iar pastorația parohiei este încredințată preoților lazariști. Începe zidirea actualei biserici în anul 1903, sfințită un an mai târziu, 1904. Construită după un proiect din Polonia în stil neogotic, din piatră cioplită și cărămidă roșie presată, noua biserică este recunoscută astăzi ca un adevărat monument de arhitectură. Deasupra intrării în biserică este amplasat un crucifix din piatră pe care se află Iisus Hristos, iar în timpan, gravat în piatră, anul sfințirii și monograma aurită a Mariei cu scrisul în limba poloneză. Pe turlă este montat un balcon circular susținut pe zidurile turlei de numeroase coloane din piatră în formă de turnulețe, redând parcă forma unor capele. În turla bisericii se află 4 clopote. Biserica adăpostește importante lucrări de artă. De o rară frumusețe sunt vitraliile situate în cele 5 fereste ale prezbiteriului și care reprezintă cele 5 mistere de slavă ale rozariului Maicii Domnului, precum și cele 2 ferestre uriașe laterale din navele transversale din sticlă colorată. Iconostasul este realizat din lemn de tei de o firmă austriacă. În biserică au mai fost amenajate 2 altare laterale, unul închinat Sfântului Iosif, iar celălalt Sfintei Varvara, patroana minerilor. Amvonul bisericii este impunător, culminând cu figura lui Iisus, bunul păstor.
În presbiteriu, pe un perete lateral, se află o vitrină cu peste 100 de obiecte votive din aur și argint, ce reprezintă figuri umane în rugăciune, depuse aici care cunoștință de către pelerini. În 1908, altarele laterale, provizorii până atunci, au fost înlocuite cu altele noi, sculptate în lemn de tei, pictate și aurite. Altarul din dreapta reprezintă Pieta și datează din 1910, iar cel din stânga o reprezintă pe Preasfânta Fecioară Maria ca regina cerului și a pământului. Icoana, reprezentând-o pe Sfânta Fecioară Maria cu pruncul în brațe, Madonna Neagră, se află în altarul principal. Merită menționat candelabrul din 1907, precum și stațiunile căii Sfintei Cruci. Un obiect de artă din biserică este frumoasa orgă clasică adusă în 1937, dar avariată în timpul războiului. Orga a fost restaurată în perioada 1997-1998. Acest sanctuar este păstorit de o comunitate de frați franciscani. Preasfințitul Petru Gheorghe ne-a încredințat nouă spre păstorire și vreau să vă spun că congratularea noastră este foarte mare când vedem că vin pelerii aici cu poverile lor și de multe ori ne mărturisesc că pleacă cu pace și seninătate deosebită în suflet. Este, dacă vreți, darul pe care Sfânta Fecioară Maria îl face fiecărui credincios care calcă pragul, fiind un sanctuar marian, este casa Maicii Domnului. Din anul 1904 s-a hotărât celebrarea și participarea oficială la hramul și pelerinajul de la 15 august, cultul icoanei miraculoase a Maicii Domnului de la Cacica și pelerinajul din solemnitatea Adormirea Maicii Domnului, dezvoltându-se tot mai mult. Prețuirea de care se bucură acest loc a făcut ca biserica parohială din Cacica să fie declarată sanctuar diecezan, iar la 15 august 1997, prin decretul episcopului Petru Gheorghel și cu acordul Conferinței Episcopale Catolice din România, sanctuarul din Cacica să fie recunoscut drept sanctuar național. Bucuria noastră este mare pentru că vedem de la an la an, în data de 14-15 august, cum este pelerinajul adormirii la hramul acestei biserici, este adormirea Maicii Domnului, cum vin din ce în ce mai mulți pelerini. Și asta, cu siguranță, ne motivează și, în același timp, ne responsabilizează și mai mult. Momentul culminant pentru Cacica a fost anul jubiliar 2000, când sanctuarul a primit titlul de Basilica Minor, titlu acordat de către Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea și proclamat oficial la liturghia solemnă a hramului din 15 august de către cardinalul Luigi Poggi, trimisul special al Sfântului Părinte. Cu prilejul aniversării a 10 ani de când sanctuarul Marian de la Cacica a fost ridicat la rangul de Basilica Minor, în anul 2010, în fața bisericii a fost amenajată o piață și a fost dezvelită statuia Papei Ioan Paul al II-lea. Un mare interes îl prezintă Grota Lourdes, o copie a grotei de la Lourdes, Franța, construită în anul 1936, de fapt o galerie de 60 de metri lungime în formă de semicerc, susținută de 20 de coloane din beton. Grota este un spațiu acoperit în care, pe lângă altar și locurile amenajate pentru spovadă, există în partea dreaptă și o fântână cu apă, considerată de pelerini tămăduitoare. Cel mai mare pelerinaj catolic din Moldova, pelerinajul la Sanctuarul Marian de la Cacica, organizat în perioada 14-15 august de Sărbătoarea Sfintei Marii, adună mii de pelerini din întreaga țară și din străinătate, zeci de preoți și episcopi din România și din străinătate. Liturghiile, celebrate în limbile maghiară, polonă și germană, sunt urmate de Sfânta Liturghie Solemnă Pontificală a Hramului, cu venerarea icoanei Maicii Domnului din Cacica, încheiată cu procesiunea în jurul bazilicii, momente de mare trăire spirituală pentru toți cei prezenți aici, în frumoasa Bucovina.
Situat în zona estică a subcarpaților Moldovei, la confluența Bistriței cu Siretul, orașul Bacău rămâne un spațiu de referință în istoria ecleziastică romano-catolică din Moldova, fiind unul dintre cele mai vechi centre catolice din zonă. Nu ne propunem o incursiune în istoria fostei episcopii catolice de Bacău, ci vom încerca să înțelegem prezentul celui mai mare centru catolic al Moldovei prin mărturiile celor care au cercetat sau au trăit o parte dintre evenimentele majore ale acestei istorii. Primele comunități catolice din zona Bacăului datează din Evul Mediu, iar prima mențiune documentară a orașului Bacău este în legătură cu episcopia catolică de aici, înființată la sfârșitul secolului al XIV-lea. După întemeierea Moldovei, a crescut numărul credincioșilor catolici din zona Bacăului, acest fapt presupunând crearea unui cadru instituțional menit să le asigure dăinuirea nu numai laică, ci și spirituală. Marco Bandini, în Codexul Bandinus și Beniaminus Silvestri, lasă importante documente privind catolicii din zona Bacăului. Conducerea cetății era asigurată alternativ la un moment dat de către catolici ortodoxi, adevărat model de conviețuire între cele două confesiuni. La 1818, dieceza de Bacău încetează să mai existe. Pentru catolici din zona Bacău, veacul al XIX-lea va însemna un moment important, pentru că este, din punctul meu de vedere, veacul emancipării. Acestora o emancipare în plan economic, în plan cultural, în plan social, în plan politic. Acum, alături de comunitățile ortodoxe, ei vor primi pământ, primele grădinițe, dacă vorbim de emancipări culturale și în plan de învățământ, de exemplu, primele grădinițe se vor înființa în sate catolice din județul Bacău. Catolicii din județul Bacău vor fi, din păcate, nevoiți să-și afirme în mod constant identitatea românească începând din veacul al XIX-lea. Catolicii din Bacău participă la marile momente care au marcat istoria României, credința fiindu-le sprijin de cele mai multe ori. Au trecut 70 de ani de când trupele de securitate asaltau două sate catolice. Fundură Căciuni, 10-13 martie 1949. Fundură Căciuni, Faraoani. De ce făceau acest lucru? Pentru că doreau să-i aresteze pe preoții catolici. Catolicii de acolo, din satele respective, evident, și-au apărat preoții. Și-au dovedit credința, și-au dovedit loialitatea față de preoții lor, și-au dovedit, practic, dorința lor de a-și apăra credința. Dincolo de reperele istoriei, comunitatea romano-catolică de Bacău este astăzi cea mai mare din dieceza de Iași, cu peste 20.000 de catolici în cele 5 parohii, alți 10-15.000 de băcăuani fiind plecați în țările Europei. Noi simțim o trăire foarte profundă a credinței și la Bacău, pentru că suntem și preoți mulți care îi deservim, și participă la noi aici nu numai cei din Bacău, dar Bacău este înconjurat de multe sate catolice, populații catolice care mai pleacă la oraș și mai vin și la liturghie, eventual la Sfânta Spovadă, sunt alte celebrări care se fac aici în biserică. Una dintre cele mai active parohii este Fericitul Ieremia, cea care avea în 1992, la înființare, circa 1300 de familii și care astăzi numără în jur de 870 de familii, respectiv aproape 3000 de suflete. E o comunitate tânără, pentru că n-am plinit încă 27 de ani, fiind fondată în 1992, când s-a început și construcția bisericii. E o comunitate tânără compusă din credincioși proveniți din satele din prejur. De aceea o și numesc Parohia Satelor Unite. A venit fiecare cu tradiția, cu obiceiurile de acasă, dar a venit cu tezaurul credinței. Și acest lucru se vede în viața comunității, spuneam, o comunitate de acum omogenă, care și-a căpătat o proprie identitate. Are toate structurile, un corp frumos, grupuri de tineri, de copii, familii sănătoase care țin la adevăratele valori evanghelice.
Trei dintre familiile parohiei Fericitul Ieremia Bacău fac parte încă de la început din această comunitate, pe care o simt ca pe o mare familie în care participă la liturghii, dar și la alte activități în slujba credinței. Marius și Maria Comorașu au trei copii, pentru care a fi ministrant sau membru în corul bisericii este o mândrie, mai ales când cânți alături de mama, iar tatăl citește lecturile zilei. Despre întâlnirea cu Papa Ioan Paul al II-lea își amintesc cu mare emoție, pregătindu-se de un alt moment important al vieții lor, întâlnirea cu Papa Francisc la Iași. A fost ceva ce nu vă pot descrie în cuvinte. O emoție fantastică. Eu am făcut atunci parte din corul de la care a animat Sfânta Liturghie. Acum așteptăm cu aceeași emoție, mai ales că acest papă este un papă iubit și îl așteptăm cu multă bucurie și cu drag și așteptăm cu emoție întâlnirea cu Sfinția sa. David și Monica Tulbure au crescut 6 copii pe care i-au purtat la școli și cu care se mândresc astăzi. Doar 3 sunt în țară, alți 3 fiind la studii sau la muncă în străinătate. Ne spun că prin credință au reușit în cele mai dificile momente ale vieții și că tot ce au realizat a fost prin muncă și rugăciune. Acest spirit al credinței pe care l-am prin faptele noastre și s-au însămânțat în inimile lor. Așa de bunăvoie și mă bucur că băiatul a ales să vină acasă, să se căsătorească aici, în această parohie. A venit și a botezat și fetița tot aici. De câte ori vin acasă, e o sărbătoare. Biserica a avut un rol foarte important de a închega și în educație. Deci biserica și școala au mers mână în mână, tot timpul. Și bazându-ne pe aceste principii, am reușit să-i creștem frumos. Exact ca într-o familie, suntem crescuți la țară, deci venim de la țară. Exact când am venit aici, ne-am simțit, când veneam la biserică, văzând pe stradă cum merge la biserică, că știam din vedere. Ne salutam. Suntem o comunitate, să știți, foarte bine închegată și păcat acest exil al tineretului care au plecat. Nici pentru Francisc și Luminița Ciobanu nu a fost ușor să crească și să educe 3 copii. Ne spun că prin credință au depășit obstacolele și că Fericitul Ieremia, primul român ajuns la cinstea altarelor, i-a ajutat mereu. Cele mai frumoase amintiri ale familiei sunt legate de întâlnirile memorabile cu Sfinții Părinți. Pe Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea l-am văzut destul de aproape și la Roma și la București, pe Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea, nu? L-am văzut în 2006, când la canonizarea Fericitei Roza Venerini, care avem hramul săptămâna asta, 15 octombrie 2006. Da? Și acum e normal, îmi doresc din tot sufletul să ajung la Iași la întâlnirea cu Sfântul Părinte Papa Francisc. Te face să tremuri numai faptul că ești acolo, da? Păi când trece pe lângă tine, deci putem zice că e, nu știu, furnicăturile alea sunt unice, sunt... E ceva de nedescris să ai privilegiul ăsta de a-l avea așa de aproape. Faptul că ești aproape de capul bisericii, de urmașul Sfântului Petru, cred că orice creștin catolic își dorește să fie măcar o dată în viață aproape de un papă, dacă nu de toți care îi prindem în viață. O istorie frământată, o istorie în care migrațiile în căutarea unei vieți mai bune au contribuit la nașterea diversității bucovinene. Acesta este începutul comunității poloneze din Poiana Micului. Migrațiile poloneze din secolele 16-20, când au pornit după pâine în Bucovina austriacă, ajungând în 1803 la Cernăuți. Primii localnici, germani și apoi polonezi, au întemeiat un sat nou, Poiana Micului. Alte două comunități poloneze, Solonețul Nou și Pleșa, au fost create în jurul anilor 1834-1835. În anul 1940, locuitorii de origine germană au părăsit Poiana, unii pierind pe front.
În 1944, după incendierea satului, peste 400 de persoane s-au strămutat în nord. O parte dintre locuitori s-au întors în sat în ianuarie 1945, după mutarea liniei frontului spre apus. Oamenii, întâmpinați doar de ruine, au început să-și ridice colibe, în care au supraviețuit acelei ierni tragice. Mulți au murit din cauza bolilor, alții au început să plece în Polonia, dar viața în Poiană își continua cursul. A început ridicarea unor case noi, s-a construit o școală, un centru de sănătate, o prăvălie, iar vechea biserică, arsă în timpul războiului, a fost reparată. Oamenii se adunau la biserică, cei mici învățau și vorbeau limba polonă. S-a ajuns la o comunitate de circa 1000 de polonezi, din care astăzi mai există în jur de 550 de persoane. O comunitate din care mulți tineri pleacă la studii sau la muncă în străinătate și în care cei mai vârstnici încearcă să păstreze și să transmită mai departe limba și tradițiile. Și am învățat încet, încet și eu limba lor și celebrez în limba lor, deci atât ei și-au păstrat. Vorbesc în familie polona, chiar dacă acum a devenit mai mult un dialect, dar se înțeleg, pentru că cu polonii când vin aici, pentru că învață la școală, deci au păstrat limba și au păstrat costumația cu care în zilele de sărbătoare vin și la biserică și în adunările lor și au anumite tradiții care sunt numai ale lor. La marile sărbători de Paște și de Crăciun, polonezii se adună după Sfânta Liturghie și se întrec în tradiții culinare. În seara de 24 se întâlnesc în familie după ce se întunecă și se împart cu o platică, le spune, nafura am putea să-i spunem, nu ca să se înțeleagă, este o pâine sfințită pe care ei o împart în semn de cerere de iertare, în semn de împăcare, în semn de fraternitate în familie, pentru ca apoi să trebuiască să mănânce aproape 12 feluri de mâncare, toate de post, și abia apoi, deci asta se întâmplă undeva pe la 6-7 seara, iar apoi seara la 9-10 să participe la liturghia de noapte când celebrăm nașterea Domnului. Și la Siret, Rădăuți, Suceava, Gura Humorului, Vicșani, Moara Bulai, polonezii duc mai departe tradițiile moștenite. Dar cele mai compacte comunități poloneze sunt astăzi la Solonețul Nou, Poiana Micului și Pleșa. În Poiana Micului, liturghiile se țin în limbile polonă și română, la biserica din centrul satului, dar mai ales la noul lăcaș de cult ridicat între anii 2008 și 2010. Biserica nouă, dedicată Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea, păstrează o relicvă, un strop din sângele suveranului pontif. În Poiana Micului se nasc mulți copii, așa că s-a construit o nouă grădiniță și încă o școală. Pe locul vechiului cămin cultural s-a ridicat Casa Polonă, Dom Polski, în care se întâlnesc cei 80 de membri ai ansamblului folcloric Mala Poiana, copii, tineri și adulți. Cumva se păstrează, dar avem noroc și de părintele, că el foarte mult îi place tot costumul și așa. Și vedeți, avem și un președinte foarte bun, că noi suntem patronați de Uniunea Polonezilor din România și ei ne sprijină foarte mult și cu costumele și cu toate. Cât despre viitorul acestei frumoase comunități? Unii poate ar rămâne ca să susțină în continuare tradiția aici, să păstreze limba polonă, iar alții poate ar căuta un drum mult mai bun sau un alt loc unde să aducă cultura și tradițiile noastre.